Statistică COVID. Numărul mediu de îmbolnăvire la noi formează 70 de persoane în zi. Mobilizăm eforturile. Cum lucrează astăzi întreprinderile noastre? Aniversare într-un nou edificiu, Centrul de Reabilitare din Dubăsari. Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce evenimente se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Și pentru început, statistică COVID de la ședința curentă a Centrului Operativ. Numărul mediu de îmbolnăvire la noi formează 70 de persoane în zi. Cu o săptămână în urmă, el era de 80. Dinamica în general se apreciază drept una stabilă. La moment, la noi în Republică sunt ocupate 76% din locurile predestinate pentru bolnavii de COVID-19. Grav bolnavi sunt 29. La aparatul de ventilare artificială a plămânilor sunt conectați 2 oameni. Prezența celor suspectați în staționare, la fel tratamentul infectaților, îl achită statul. Aceeași situație și cu bolnavii care au trecut cura de tratament, dar așteaptă rezultatul testului. La ședință au menționat și despre creșterea numărului de adresări în serviciul de urgență. Această abordare e corectă, menționează Vadim Krasnoselski. Ea se explică printr-o responsabilitate a oamenilor care se adresează cadrelor calificate în caz de apariția simptomelor. Toți cetățenii Nistreniei trebuie obligatoriu să respecte măsurile de carantină și în staționarele de spital trebuie să primească tratament medicamentos normal, profilaxie, diagnostic și așa mai departe. Doar 15-20% din numărul total de îmbolnăviri sunt cetățeni care nu lucrează, pensionari. Toți ceilalți sunt angajați în serviciu, funcționari, elevi, copii din grădinițe. Trebuie să ne învățăm a trăi în condiții de pandemie și să elaborăm algoritmul, protocoale, legi, care urmează a fi respectate. Împreună cu toate, efectiv activează și mecanismul de autoizolare controlată. La moment, carantina la domiciliu le este prescrisă la mai bine de 1500 de cetățeni. Au trecut doar 9 luni de la primele noutăți despre COVID și pandemia deja a răpit viața a mai bine de 1 milion de oameni. A infectat mai bine de 38 de milioane din 190 de țări. Tempourile de răspândire a coronavirusului în lume au întrecut deja întreit indicii din primăvara curentă. În Rusia, spre exemplu, în ajun au identificat cea mai mare îmbolnăvire din tot timpul pandemiei, mai bine de 13.500. Astăzi datele nu cu mult diferă. Mai gravă situația e în Moscova. Pe primul loc în lume, la fel, rămân Statele Unite ale Americii. Acolo de virus suferă aproape 8 milioane de oameni. Al doilea val de infectare îl simte și Italia. Astfel, în săptămâna trecută, acolo au identificat mai bine de 5.000 de cazuri. Țara ajunge din urmă indicii din primăvara curentă, atunci când ea a fost epicentrul coronavirusului în Europa. Toate țările întreprind noi măsuri de restricționare pentru a ține piept bolii. Cum lucrează astăzi întreprinderile noastre? Acest an pentru producere a fost destul de complicat. Din cauza pandemiei, mulți au fost nevoiți să revadă graficul de muncă. Între timp, coronavirusul a mobilizat capacitățile locale. Portul fluvial din Bender. Barjele au rămas încă din perioada sovietică. Acum întreg utilajul necesită reparații. Dar totuși, flota fluvială nistreană are perspective. Aici au făcut unele reparații parțiale, la care anterior puteau doar visa. Și în multe cazuri, la dezvoltarea întreprinderii a contribuit colaborarea cu compania dirijării de stat. O asemenea reparație de proporții în port n-a fost efectuată timp de 15 ani. Compania dirijării de stat a ajutat la obținerea permisiunii pentru asanarea Nistrului pe porțiunea între Bender și Ciobruciu. Fundul râului îl curăță și afundă. La moment, portul și-a restabilit activitatea. Suntem până ce la etapă incipientă, dar din contul veniturilor proprii, fără a apela la creditare, la ajutor extern, practic este stinsă datoria la salarii. Sunt întrerupte toate acțiunile judiciare în direcția dată. Putem deja spune că portul a înviat și a depășit situația de criză în anul curent definitiv. Fabrica de confecții Odema la fel lucrează cu compania de stat de dirijare. În noiembrie, întreprinderea va marca 75 de ani. 85% din producție este orientată la export. Acest an pentru întreprindere a fost complicat. Din cauza pandemiei, au fost nevoiți să revadă graficul de muncă. În așa mod, coronavirusul a mobilizat capacitățile proprii. La fabrică au confecționat costume și măști pentru personalul medical.
Îndeosebi aceasta vizează luna martie. Toate planurile pe care le-am avut pentru perioada dată am fost nevoiți să le schimbăm. Comanditarii, partenerii au avut o atitudine înțelegătoare față de faptul că confecționa mijloace de protecție pentru populație. Întreprinderea a reușit să nu admită pierderile și chiar să iasă la un anumit plus. Venitul pentru prima jumătate de an în jurul la 600.000 de ruble. În anul curent, industria ușoară din cauza pandemiei s-a aflat într-o stare depresivă. O mare parte a contractelor externe au fost rupte din cauza ruperii lanțului logistic de furnizare a materiei prime și expedierii producției gata și din cauza unei cereri scăzute la producția din industria ușoară pe piețele externe. Pe acest fundal, ODEMA a fost în stare destul de reușit să parcurgă perioada de criză. Astăzi, în Nistrinia, sunt 13 întreprinderi, de lucrul cărora răspunde compania de stat de dirijare. În condiții de pandemie, ea a ajutat să reducă pierderile. Situația se află la control. Principalul că a fost păstrat lucrul întreprinderilor, al colectivelor de muncă. N-au fost admise rețineri la salarii. Sunt momentele cheie. Întreprinderile lucrează. Ele asigură cetățenii Nistreniei cu locuri de muncă. Există achitări în buget. În condiții de criză, este un lucru foarte important. Până la sfârșit de an, sub tutela companiei de stat de dirijare, vor trece încă două întreprinderi. Acum ele trec procedura de acționare. E vorba de uzina Biohim din Bender și mina din Grigoriopol. Dată istorică, 96 de ani în urmă, a fost primită decizia despre crearea pe teritoriul Nistreniei moderne a unei statalități. Totul s-a produs la 12 octombrie 1924. Este data creierii Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești. În Moldova contemporană, acum preferă să nu-și amintească de această zi. Acolo studiază istoria românilor. Deja în august 1940 a apărut Moldova sovietică. La Nistrenia au alipit Basarabia ruptă. Din nou au început a construi industria, a dezvolta învățământul, medicina. Rezultatul a fost vizibil. Moldova sovietică era considerată o republică de succes a Uniunii. Dar deja peste 50 de ani la Chișinău totul au distrus. În vara lui 1990, Parlamentul țării vecine a recunoscut nelegitimă crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Între timp, acolo juridic s-au dezis de Nistrenia. Chișinăul a luat calea separatismului și până în prezent se străduiesc să nu-și amintească de timpul sovietic. Regulat acolo sunt profanate monumentele acelei perioade. Am trecut încoace cu traiul în anul 75. Am depus actele în sovhozul nostru, Frunze. A fost un concurs mare atunci. M-am îndrăgostit de orașul acesta, frumusețea lui. El e plin de verdeață. Aici sunt mulți copii și tineret. În Tiraspol mi-am creat familie. Am născut unica fiică. Pentru mine orașul e și istoria familiei mele. Tot ce a fost mai frumos în viața mea e legat de Tiraspol. Săhrăniaeță istoria. Se păstrează istoria Tiraspolului. Se scriu pagini noi. Uitați-vă cum își schimbă el aspectul. Centrul orașului, unde e format complexul minunat Parcul Ecaterinei. Eu cu drag privesc la cele care s-au creat și cred că acest colțișor frumos le place multora. Vedem ce stadion nou a fost construit și ce condiții s-au creat acolo. Cât de mult le place tinerilor să privească meciurile. Știți, eu cred că tineretul tot mai mult dorește să rămână în Republică, acasă. Sărbătoarea oamenilor cu spirit puternic. Centrul de reabilitare a copiilor cu dizabilități din Dubăsari a marcat 14 ani de la creare, într-o nouă clădire dată recent în exploatare. Cultură fizică terapeutică, hidroterapie, program special de socializare, lecțiile atât în grupe cât și individuale. Iată doar câteva din posibilitățile pe care le oferă astăzi Centrul Copiilor din Republică. Aniversarea de 14 ani de la crearea Centrului de Reabilitare a Copiilor cu Dizabilități din Dubăsari a fost marcată într-o clădire nouă și pe teritoriul unei curți frumos amenajate. Această zi a devenit semnificativă nu numai pentru discipoli, dar și pentru oaspeți. Printre ultimii au fost cei care și-au adus aportul la construcția edificiului. În adresa lor au fost rostite cuvinte de mulțumire. Cel mai principal că în asemenea an complicat, visul a fost realizat. Noul centru va fi o bună temelie pentru dezvoltarea copiilor. Suntem uniți cu un singur scop, socializarea lor. Pentru aceasta, datorită susținerii Prezidentului Republicii, a și fost construit acest lăcaș al sănătății.
Cu ocazia aniversării centrului, discipolii au prezentat povestea Scufița Roșie în stil contemporan. Apropo, programurile date sunt bine cunoscute nu numai la Dubăsari. Planuri în dezvoltarea centrului sunt ca întotdeauna multe. În primul rând, vor fi organizate diverse seminare, ore metodice pentru pedagogi. Ei urmează să-și ridice profesionalismul, nivelul de muncă cu copiii deosebiți. În activitatea instituției vor fi atrași și specialiști din Federația Rusă. La moment, în centru pentru tratarea copiilor funcționează bazinul, divers utilaj sportiv. În afară de aceasta, se planifică de a construi o odaie cu sare. Procedurile respiratorii pozitiv vor influența asupra sănătății copiilor. Acoperiș, geamuri și uși noi. Curtea reparată capital. Grădinița de copii de corecție logopedică din Dubăsari va întâlni jubileul de 45 de ani renovată. Aceasta a devenit posibil datorită programului investițional. Din 1975 aici nu s-a făcut practic nimic, iar instituția este foarte necesară. Aici, datorită pedagogilor, este corectată vorbirea micuților care au probleme și către clasa 1 ei practic nu se deosebesc de colegii săi. Îmi place grădinița mea. Ne învață a vorbi corect, a citi. Aici am mulți prieteni și e vesel. Aici ne hrănesc bine, sunt multe lecții interesante. Când voi crește mare, vreau să devin stomatolog, iar pentru aceasta trebuie să învăț bine. Logopedul Larisa Dolgopolova muncește la grădiniță deja 43 de ani și își iubește cu adevărat profesia. De fiecare dată când vine un copil care practic nu vorbește, am emoții. Mă voi isprăvi eu oare? Înțeleg că trebuie să-l ajut, este un lucru enorm, dar în sfârșit, când văd rezultatul, înțeleg că mi-am ales corect profesia. În anul curent, în pofida pandemiei, în programul investițional au intrat 3 instituții preșcolare din orașul Dubăsari. În afară de aceasta, în toate școlile și grădinițele sătești au fost schimbate geamurile. A fi alături de copii, a instrui și a le altoi dragostea față de muncă, baștină, părinți. Aceasta înseamnă totul pentru meșterul popular Sergiu Malihin din orașul Slobozia. Cioplitul în lemn ocupă un loc deosebit în viața pedagogului și îl transmite discipolilor săi de la școala numărul 4 din localitate de-a lungul a 33 de ani. În școala numărul 4 din Slobozia de mai mulți ani activează cercul Mâini de Bace. Aici copiii fac primii pași în meșteșugul popular. Sergiu Malihin este fost elev al acestei instituții de învățământ. Nu-și poate uita rădăcinile, pedagogii și școala în care i-a trecut copilăria, adolescența. De aceea au hotărât să le altoiască dragostea față de meșteșugul popular și actualilor elevi. Atelierul școlar se ocupă de mai multe tehnici. Noi lucrăm cu metalul, firul de sârmă, însă cel mai popular este lemnul, deoarece e mai practic și ușor a fi găsit. Cred că dragostea față de meșteșug vine din copilărie. Tatăl meu a construit casa cu mâini proprii, acoperișul, pereții, podeaua. El singur a fost ferar. Cred că este important a transmite din generație în generație meșteșugul popular. Această meserie trebuie să fie la noi în sânge. Părinții mi-au transmis foarte multe, întâi de toate dragostea de muncă. Sergiu Malihin de mult visa la un așa cerc, la dezvoltarea artei populare, a cioplitului în lemn. Împreună cu discipulii săi adună bucăți de lemn de diversă specie, din care confecționează suvenire, jucării, obiecte de artă și unelte de uz casnic. Sergiu Malihin și-a consacrat o bună parte din viață pasiunii sale, a studiat profesia de învățător la Bălți. În Institutul Pedagogic, dumnealui cu cea mai mare dragoste și răbdare învață copiii, a ține în mâini instrumentele pentru a transforma o bucată de lemn în adevărată operă de artă. Aici e foarte interesant. Facem cadouri pentru cei apropiați, pentru pedagogi. Îmi este plăcut să fac ceva cu propriile mâini. Sergiu Malihin, de-a lungul anilor, rămâne devotat profesiei. Își vede sensul vieții în educația tinerii generații. Pentru dumnealui, a fi alături de copii, a instrui și a le altoi dragostea față de muncă, baștină, părinți, înseamnă totul. Cam atât pentru această oră. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară CÂB și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc o zi bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!